Dinamo pasă uriaș în cursa nebună pentru revenirea în prima ligă. Ofertă de 3 milioane de euro din Turcia pentru un fotbalist al lui Hagi. Și aproape de o tragedie, momentul șocant surprins la un concurs de haltere. Bună seara, bun găsit la sport! Cel mai tânăr debutant la națională este dorit de Beşiktaş. Chiar dacă a făcut istorie la Galatasaray, Hagi este gata să-l dea cu 3 milioane la Beşiktaş pe Enes Salih, puștul născut în Canada din părinți români de etnie turcă. Cu oferta pe masă de la Beşiktaş pentru Enes Salih, Hagi are derby cu oltenii. Pentru Craiova e ultima șansă să rămână în cursa la titlu. Singurul nostru obiectiv e acela de a încerca să câștigăm. Să luăm cele 3 puncte. Când ești pe primul loc, nu trebuie să te intereseze ce fac alții. Noi depindem de noi și numai de noi dacă la sfârșitul campionatului o să fim pe primul loc. Hagi are 2 puncte peste CFR și 3 peste FCSB. Cred că pentru oricine este important să ai în CV un titlu. Sperăm să luăm. Cine v-ați dorit să ia titlul? Eu am spus-o încă de la începutul sezonului. Pentru Faru și pentru Hagi m-aș bucura să câștige ei. Pentru FCSB poate fi etapa perfectă. FCSB urcă pe primul loc dacă o bate la Cluj pe CFR, iar Farul pierde acasă cu oltenii. FCSB-ul încă e în căutări, nu o văd atât de pregătite ca și Farul sau CFR dacă știa campionatul. Pas mare pentru Dinamo, s-a votat planul de reorganizare și Dinamo scapă de datorii de 5 milioane de euro. Trebuie să aprobe și tribunalul. Dinamo va rămâne cu datorii de 2,5 milioane de euro dacă planul de reorganizare va fi aprobat de tribunal. Eu vreau să văd fapte, vreau să văd că vin la Dinamo oameni care investesc milioanele ale de euro de care Dinamo are nevoie. Dinamoviștii se bat la promovare, iar imediat după Paște joacă finala din play-off cu Steaua în Ghencea. E un derby, să-i spunem, dacă e. Sunt sigur că atmosfera din stadion va fi una cât se poate de frumoasă. CFR s-a calificat dramatic în semifinalele cupei. Petrescu a răsuflat ușurat că n-au fost prelungiri înaintea derbiului cu FCSB. Presiune pe Talpan, ministrul Novak îi cere să nu mai facă gaură în buget și să o lase în Ghencea și pe FCSB. Talpan nu o lasă pe FCSB să joace în Ghencea până când Becali nu plătește 37 de milioane de euro, prejudiciul solicitat în războiul stelelor. Sper să schimbe atitudinea și la un moment dat trebuie să se uite și el în bugetul lui ce face cu banii aceia. Doar Steaua Armatei joacă în Ghencea pe stadionul care a costat 100 de milioane de euro. Eu zic că e mai bine așa, fiecare cu drumul lui. Mi-aș fi dorit ca Steaua să fie una singură, eu aș vedea orice echipă să joace cu un stadion în România cu stadionul plin. Dacă nu se privatizează până în august, Steaua Armatei mai stă în Liga a doua încă un an. Cei de la club, cei de la minister, trebuie să găsească o soluție care să le permită promovarea în Liga 1. Chipciu nu merge la FCSB, ci doar la națională, spune Sabău. U Cluj se mută la Mediaș, se schimbă gazonul pe Cluj Arena. Pentru cel puțin 3 săptămâni, cât durează lucrările pe Cluj Arena, echipa lui Sabău va juca meciurile de acasă la Mediaș. Deși ninge la Cluj, se muncește de zor la stadion. Chipciu e dorit înapoi la FCSB, dar Sabău nu renunță la capitanul său de la Cluj. Chipciu, așa cum e un lider, pe lângă alții în echipa mea, și foarte, foarte important, e un mare ajutor pentru mine ca antrenor să am astfel de jucători. Poate să fie o soluție pentru echipa națională, pentru meciurile grele care urmează să le aibă echipa națională. Fenomenul Popovici a luat a patra medalie de aur în 3 zile. A fost derby între Dinamo și Steaua în Bazin. La Botoșani a nins în 3 zile cât pentru un an întreg. Au fost aduși deținuții să curețe terenul. Moldovenii s-au mobilizat ca să poată juca meciul cu FC Argeș. S-a apelat și la deținuți pentru dezăpezirea arenei din Botoșani. Ne-am antrenat pe terenurile sintetice din apropierea orașului. Nu ne-a fost ușor, dar asta este situația. Născut în Guinea, Camara n-a văzut atâta zăpadă în viața lui. Camara, afară, Camara! Camara, ce faci? Afară, nu toți fotbaliștii de la Botoșani ajung la FCSB. Iftime e pe cale să-și vândă portarul în Ungaria. Papa a semnat cu Gheor sau încă nu sunt finalizate toate detaliile? Nu a semnat, cel puțin din discuțiile mele cu el.